Spun bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru prezența la Sfânta noastră Conferință de Presă. Vreau să vă informez că astăzi a avut loc în județul Dâmbovița o vizită a unei delegații din Republica Libaneză, condusă de excelența sa, domnul Iacub Riad al-Saraf, ministru apărării al Republicii Libaneze. Este o vizită la care participă și reprezentanții ai unor ministere din România. Este prezent aici domnul secretar de stat Florin Vlădică de la Ministerul Apărării Naționale și domnul secretar de stat Radu Ion de la Ministerul Economiei. Vizita de astăzi ne-a prilejuit un schimb de păreri despre relațiile dintre cele două țări, cu accent pe relațiile de natură economică și din zona industriei de apărare. Am prezentat excelenței sale, domnului ministru, posibilitățile de cooperare în domeniul industrial, economic, cu județul Dâmbovița. Am prezentat de asemenea cele trei unități economice din industria de apărare, uzina mecanică Mija, uzina mecanică Dragomirești și automecanica de la Moret. Vizita de astăzi va continua după această întâlnire cu o deplasare la uzina mecanică Mija. Apoi va continua cu o vizită la uzina mecanică Dragomirești. Și se va încheia la Titu, vom vizita societatea comercială Tonelli. Unul dintre cei mai importanți producători de ouă din România, unde acționarii sunt de origine libaneză. Îi mulțumesc excelenței sale pentru vizita în județ și pentru intențiile pe care domnia sale are pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare economică în domeniul învățământului, în zona turismului și în zona culturală. Așteptăm să revin în România, așa cum ne-a promis, și în special în județul Dâmbovița, cu o delegație de oameni de afaceri anul viitor. Excelență, vă rog. Good morning. Bună dimineața. In Latin we say qui vis pacem parabellum. În latină spunem qui vis pacem parabellum. Who wants peace has to be ready for war. Cine vrea pace trebuie să fie pregătit pentru război. I say it differently. Eu o spun puțin altfel. Who wants economic growth and prosperity? Cine vrea dezvoltare economică și prosperitate? Has to have enough military power. Trebuie să aibă suficientă putere militară. In order not to use it. Astfel încât să nu folosească, să nu fie nevoie să o folosească. And although I am a minister of defense and I'm here to sign the first cooperation agreement between Romania and Lebanon. Și scopul vizitei mele în România este acela de a semna un acord de cooperare militară între primul acord de cooperare militară între România și Liban. The main purpose of my visit is more the establishment of a long-term friendship. Însă scopul principal al vizitei mele este acela de a stabili
legături de durată. A very positive, optimistic message of economic growth. De a vă aduce un mesaj extrem de pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea economică. And for the establishment of a long-term friendship where both of our people will profit. Și în plus, stabilirea unor relații de prietenie în urma cărora ambele popoare să profite. You would ask me why would I choose Romania or even Dâmbovița? M-ați putea întreba de ce am ales România sau chiar Dâmbovița. You are one very special people. Sunteți un popor extrem de special. Who have managed to maintain and honor traditional history. Care ați reușit să întrețineți și să păstrați istoria și tradițiile. Mixed with a very open approach to a very dynamic future. În combinație cu o abordare extrem de mixă și o privire spre spre un viitor dinamic. A mix of a very deep faith. O combinație între o credință puternică. With a very great revolutionary vision of the future. Și o viziune extraordinară revoluționară, o privire spre viitor. You kept your traditions. And yet you open to NATO, to Europe, to the States and to the whole world. V-ați păstrat tradițiile și totuși v-ați deschis către NATO, către Uniunea Europeană, către America, către lumea întreagă. You have a very dynamic approach to industry which you inherited from the Soviet era, but yet you followed and you went ahead into the 22nd century. Ați abordat extrem de dinamic sectorul economic pe care l-ați moștenit de pe vremea comunismului și totuși v-ați deschis către viitor. Moreover, you have one of the most beautiful sceneries and nature that I have ever had the privilege to visit. În plus, aveți aici unele dintre cele mai frumoase peisaje și bucăți de natură pe care am avut prilejul să le vizitez. I need to thank His Excellency, the ex-minister of defense. Trebuie să mulțumesc excelenței sale, fostul ministru al apărării. Because had he not given his support, we wouldn't have been able to sign the defense agreement today. Pentru că fără sprijinul dumnealui din trecut, n-am fi putut semna în prezent acordul pe cooperare militară. But more important than this is the future of the cooperation between our two civilian components. Dar mai important decât atât este cooperarea viitoare pe cele două componente civile. I personally have been in political affairs for a bit more than 22 years. Personal sunt implicat în politici, în afaceri politice de peste 22 de ani. I have never attended a meeting where you had national authorities, ministries and local authorities working in such symbiotic relationships. Nu am participat niciodată în această perioadă la o întâlnire care să-i fi adus împreună pe reprezentanții ai ministerelor, ai administrației locale și ale instituțiilor naționale. I honestly need to congratulate Your Excellency for this incredible meeting. Vă felicit, Excelența dumneavoastră, încă o dată pentru această întâlnire extraordinară. And I do commit to come back very soon. Și mă angajez să revin curând. With a joint delegation of tourism, industry and investment. Cu o delegație comună a Ministerului Turismului, oamenii de afaceri și apărare. I honestly believe that we are going to build a relationship on two major items. The first leg is your people who are amazingly open and polite and noble. Cred că există potențial pe cooperare în viitor pe mai multe, pe cel puțin două domenii. Și asta datorită oamenilor din această țară care sunt deschiși, nobili, sinceri, ospitalieri.
and the incredible potential that I have seen in the economic growth and the profit sharing that our two people will have to build. Și în plus potențialul pe care l-am putut observa în ceea ce privește dezvoltarea economică și industrială, ce o putem realiza pe viitor. Once more, I need to insist that the optimistic, positive potential of this peace friendship is much more important than the ministries that I have the privilege to represent today. Din nou insist pe faptul că este mult mai importantă construirea unei relații de prietenie decât aspectul legat de întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții ministerelor aici la dumneavoastră în țară. I will end my word by thanking you and praying and saying God bless this country and God bless this county. Închei prin a vă mulțumi și prin a vă adresa rugăciunea mea și la sfârșit binecuvântări acestei țări și binecuvântări acestui județ. I have to wish you a very happy and noble National Day, which will come next week. Vă doresc la mulți ani de ziua României, care se sărbătorește în această săptămână. You can raise your head and be proud that you have an incredibly vibrant country. Vă puteți înălța capetele și puteți fi mândri că aveți o țară incredibil de energică, de vibrantă. Sharing also the same faith as you have, I also wish you a very Merry Christmas. Și în plus, fiindcă avem și noi și dumneavoastră aceeași credință, vă urez și un Crăciun extrem de fericit. May this season bring you all the happiness and the success of the world. Fie ca această perioadă a sărbătorilor să vă aducă toată fericirea și tot succesul de care din lume, de care aveți nevoie. Your Excellency, I thank you. Amen. God bless you. Thank you, sir. Vă mulțumim mult. Thank you.